încercăm să ne desprindem de academismul figurativului, care suntem un pic tributari după școlile studiate. Tindem toți să mergem spre stilizare, spre abstractizare, spre esențializarea lucrărilor. Dar cu cât trecerea e mai bruscă, riscăm să jucăm un pic la offside. Atunci încercăm treceri de-astea mixte. Păstăm puțin și din figurativ și din percepția academică specifică oricărui ochi privitor, peste care ușor-ușor venim cu simbolistici, cu căutări personale, cu încercări personale de a reschimba tematica sau o reinterpreta, că până la urmă tematica rămâne aceeași. Plecând de la academism, suntem puțin romantici, deci semănăm cu Rodin, dar tendința este spre abstractizare, deci să ne apropiem de ruptura dată de modernismul lui Brâncuș. Da. Ca stilistică, căutările migrează de la un curent la altul. Ca postmoderniști ne permitem salata de a ne inspira din orice perioadă, din orice stil, din orice manieră, dar încercăm să dăm o tentă nouă, să o personalizăm prin anumite gestualisme, prin anumite elemente de sincretism, preluate și percepute diferit. Totul rămâne și la aprecierea publicului, că până la urmă, ca artist, îți propui ceva, dar reflexia lucrării ține și de percepția privitorului. Deci cumva suntem la jumătatea dialogului. Numele mamei de botez este Brâncuș, pentru că tatăl ei este nepot lui Brâncuș. Deci bunicul meu este nepotul, i-a fost unchi Brâncuș Constantin. Având o familie compusă din două perechi de frați, au avut două mame diferite. De exemplu, tatăl bunicului meu este din prima căsătorie, deci era un frate mai mare față de Brâncuș, dar era un frate vitreg. Cu toate astea l-a ajutat și l-a susținut când a venit la Craiova, că Ion, deci tatăl bunicului, deja era în Craiova și cumva când a venit să-și facă școala în Craiova, a venit la fratele lui vitreg, cu care culmea se înțelegea mai bine decât cu cei care erau de un sânge. Na. Thank you.
sincer, îmi place să le îmbin. De asta am rămas pe zona de scenografie, unde îmi permit să cochetez și cu volumul și cu partea cromatică. Pictura normală trebuie să o trec la capitolul hobby, iar volumul se ține de personajul principal, că m-am specializat până la urmă în perioada studiilor superioare, în studiul volumelor. Dar cumva ceramica ni le împacă, că este un volum pe care ne permite să punem culoare, deci încet, încet putem trece cam prin toate. Să lipim și culoarea pe volum, să servim și arhitectura, spațialitatea scenografică specifică seriilor de spectacole, adică să servim un pic și teatru. I feel blessed thanks to you. And mai spun o dată, dubla deschidere oficială a ediției 3 Tabăra Legături, aici în nucleul său, la Camping Zor Cloșter, cu gazda noastră Florentina Călugăr. Trebuie să mulțumesc multor oameni care simt arta și vibrează maxim cu mine,
acest mic solo care interpretează materia sculpturilor. Poartă un corset de Corps, care îmi mulțumesc și am fost aici în primele două ediții, dar în ediția asta îl vedem pe Zoom. O a doua sau a treia oară, când Mâna Leahu și Gabriel Seritean mi-au dat ocazia să interpretez prin dans minunatele făpturi, care sunt mai vii, probabil, decât noi toți. Și cu această cale doresc să le mulțumesc sincer și adânc, pentru că, pe lângă faptul că au venit ca trainer, respectiv sculptor, pictor, și Mâna Leahu, curator, respectiv decan de la UAT, sunt și partener de încredere și multe altele. Vreau să vă dau puțin cuvântul. Dragă Tani, noi îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai oferit prilejul încă o dată să ne bucurăm împreună cu tine și cu invitații tăi și cu prietenii tăi. Cred că singura calitate importantă a noastră, a tuturor, de aici în această seară, este că suntem prieteni. Și expoziția lui Sir, cum îi spune toată lumea, respectiv artistul plastic Costache Gabriel Siritanu, se numește simplu sacru, profan, pentru că probabil că artiștii nu găsesc răspunsul, dar au mare calitate de a-și pune întrebări. Deja ați simțit expoziția prin simțurile și prin sufletul lui Tani. Sperăm să vă bucurați de ea, sperăm să vă bucurați de încăpățânarea echipei coordonate de Tani Pop, respectiv Adriana, Ștefana și toți oamenii, Andreea, toți oamenii Călin, care fac echipă și care fac posibilă această tabără. Uneori, fără încăpățânare, nu se poate numi. Thank you. Cristina Chiriac, fondator IE, un om mare care face să vedeți stați pe aproape, pentru că și-a din timpul ei și-a venit aici cu noi să deschidem prima parte a acestei ediții. Cristina, mulțumim! Mademoiselle Cook, asistentă, direcție artistică, performer, trainer, mulțumesc pentru multe împreună. Binom artistic, managerial și care îmi traduce într-o grămadă de feluri gândurile, respectiv grafica acestui design, omul de legătură între cele trei instituții partenere, respectiv Universitatea de Arte Teatrală Târgu Mureș, Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia Târgu Mureș, respectiv Asociația ECART, Adriana Ponta. Mă bucur că ați venit și voi pe la noi. Fiți bineveniți, să aplaudăm. Cu putere, copii, alunetiști, artiști, Adru Doru, Laura și Acanto Bob, mulțumim mult. Okay, vă mulțumim foarte mult și cam așa arată tabloul Tabere Legături, ediția a treia. Vă mulțumesc tuturor. Thank you everyone. Merci beaucoup.